Sportivul pietrean Mihai Mihuț a realizat cea mai mare performanță pentru luptele greco-romane din România în 2015, prin medalia de bronz cucerită la campionatele mondiale rezervate juniorilor, care au avut loc la începutul lunii august în Brazilia. Fostul luptător de la CSC Hlăul Piatra Neamț a realizat această performanță la categoria 60 de kilograme, iar în Brazilia a avut 3 meciuri. Mihai Mihuț a avut tur liber în primul meci, după care a dat peste un sportiv din Rusia, pe care îl conducea cu 8-2 după 1 minut și câteva secunde. Antrenorii rusului au contestat, iar arbitrii au întors rezultatul în favoarea luptătorului din fostul spațiu ex-sovietic, ceea ce a făcut ca Mihai Mihuț să piardă în cele din urmă cu 2-10. Sportivul legitimat la clubul Astra Arad a trecut ulterior de un adversar din Bulgaria, iar pentru medalia de bronz l-a învins pe un luptător din Germania cu scorul de 5-3. În final, Mihai Mihuț a clasat pe locul al treilea la 60 de kilograme, categorie care a fost câștigată de sportivul din Rusia, iar pe locul 2 s-a situat un luptător din Azerbaidjan. Crezi că ai fost dezavantajat în meciul cu sportivul din Rusia? Meciul eu l-am câștigat 8-0 într-un minut și jumătate. M-am bucurat, chiar m-am bucurat, am zis că pot să ajung în finală, dar asta a fost să fie. A venit un arbitru de pe margine, a oprit meciul și mi-a luat punctele înapoi și după aia s-a continuat meciul și a câștigat el. Da, ți-a explicat ție sau antrenorului tău de ce ți s-au luat punctele? Nu, nu mi-a explicat. Au urmat apoi victorii cu un sportiv din Rusia și din Germania, au fost grele aceste bătălii? M-am mobilizat foarte bine și am dat tot ce am avut mai bun din mine și am putut să îi înving. Ce reprezintă pentru tine această performanță, Mihai? O bucurie foarte mare pentru mine, ceva, o realizare foarte mare, ceva foarte bun pentru mine. Familia, antrenorii te-au felicitat, ai vorbit cu ei, ce ți-au transmis? Da, toată lumea m-a felicitat, toți sunt bucuroși. România a fost prezentă cu doar 2 sportivi la mondialele de juniori din Brazilia, iar Mihai Mihuț a fost singurul care a cucerit o medalie pentru țara noastră.